Și să ne fie rușine, că încă ne mai luptăm pentru democrație în țara asta. Dumneavoastră ce ziceți? Nu se aude nimic aici. Și dacă lucrurile vor merge așa în continuare, nu este de mirare că cei care sunt la conducerea acestei țări în acest moment ne mint cum ne-au mințit și ceilalți. Sunt dezamăgit pentru că, cu toate că încercăm să ne încurajăm între noi, la nivelul unui județ ca Buzău, participarea aici este foarte, foarte mică. Ceea ce, din păcate, nu se înțelege este că dumneavoastră sau cei care ar trebui să vină aici nu vin nici pentru mine și nici pentru conducători, indiferent câte prostii ar face cei de la mișcarea, din mișcarea sindicală. Venim pentru noi. Vă spun lucrurile astea pentru că sunt în momentul de față, așa cum am spus la început, nu neapărat în prețul legii, dar negociază fără a ține cont. Oamenii trebuie au venit de prima. N-au ieșit, nu au răspuns de mări, pentru că asta nu discutam. Yes, mai organizăm, am rugăminte la dumneavoastră. Național, și ce ne se, deci, da, CSDR, da, cei federații care, cel puțin toate zic că sunt reprezentative la nivel național. Da. Mai am timp să-și îndeplinească aceste lucruri. De ce, băie? Doar de că nici atunci. În cadrul mișcării sindicale astăzi a avut loc din nou o diversiune. Sunt două confederații sindicale care pur și simplu prin comunicate au amânat sau pur și simplu au anulat mișcările sindicale de astăzi. Noi astăzi ne aflăm aici doar cartelul Alfa și un grup de la BNS. Am autorizat această mișcare de astăzi pentru 400 de oameni. Poporul român reacționează din ce în ce mai slab și își apără drepturile tot mai timid. Este clar că probabil noi aici suntem cei 7.400.000 de indignați ai acestei țări și de cei care ne mai luptăm încă cu democrația în această țară. Dar de ce credeți că n-au venit sindicaliștii azi să protesteze? Tocmai pentru că legislația așa cum este ea acum limitează foarte mult pârghiile salariaților prin organizațiile lor de a-și spune și ei punctul de vedere și de a-și obține drepturile. Le este teamă cu alte cuvinte? Da, poate să meargă și pe latura asta. Oamenilor, într-adevăr, le este teamă pentru că pârghiile sunt în proporție mult mai mare la patronat.
Fie care vrea mai bine, dar nu să-și ceară el dreptul, să ceară altul. Fie care vrea modificare, dar acea modificare să nu înceapă cu el însuși. Le-a fost frică asta oamenilor? Avem... Da, exact ăsta e cuvântul. Le e frică pentru locul de muncă. Pentru că sunt foarte mulți angajatori, atunci când văd oameni protestând, sau cerând drepturi, spune, e bun meseriaș, are randament, are productivitate, dar nu-mi trebuie. Îmi produce agitație în unitate. Asta este și ne merităm soarta, pentru că aveam posibilitatea, înainte de a fi adoptată această legislație a muncii și a dialogului social, să o mai îndepărtăm, dacă nu s-o anulăm. În schimb, ne-am mulțumit să stăm acasă, să vorbim pe la colțuri cum am fost învățați, ne menținem obiceiul și nu rezolvăm nimic. Sunt lucruri care au compromis mișcarea sindicală până acum? Păi, dialogul social, categoric, a pus pumnul în gură, legea 62 a dialogului social, a pus pumnul în gură mișcării sindicale, categoric. Noul cod al muncii dă posibilitatea angajatorului să facă ce vrea, să dispună cum vrea de programul de muncă, de salarizare, de tot.